și au tremurat stăpânii lumii la glasul blândului profet și un dușman a văzut în fiul dulgherului din Nazaret. El n-a venit să răzvrătească, nu vrea pieirea nimănui. Desculți pe jos colind de lumea și mulți holesc în urma lui. Și mulți cu pietre la lungă și râde el ca de un smintit. Iisus zâmbește tuturora a tot puternic și smerit. El orbilor le dă lumină și muților le dă cuvânt, pe cei infirmi îi întărește, pe morții scoală din mormânt. Și tuturor de potrivă în parte darului ceresc, și celor care cred în trânsul, și celor cel bazjocoresc. Urască-l cei fără de lege, cei pasă lui de ura lor, el a venit să aducă pacea și înfrățirea tuturor. Din toată lumea supriții în jurul lui s-au grămădit, și în vigeliile de patimi la glasul lui au amuțit. Fiți blânzi cu cei ce vă insultă, iertați pe cei ce vă luvesc, iubiți pe cei ce contra voastră, cu vrăjmășie se pornesc. Cât bine, câtă fericire și câtă dragoste ai adus și oamenii drept răsplătire pe cruce între tâlharte au pus. Au râs și te-au scuipat în față, din spini cu nună ți-au făcut și în deșarta lor trufie, Stăpâni deasuprați ți s-au crezut, aduceți piatra cea mai mare, mormântul să-l acoperiți, chemați suta, suta și cei mai ageri și străji de noapte rânduiți. S-au veseli necredincioșii că au pus lumini stăvilar, dar ea s-a întărit în focul durerilor de, de la calvar și valurile neoprite peste pământ se împânzesc, ducând dreptate și iubire și pace neamă omenesc. Voi toți ce ați plâns în întuneric, și nimeni nu v-am îngăiat, din lunga voastră în genunchiere, sculați: Hristos a înviat. De Alexandru, o poezie scrisă de Alexandru Vlahuță.